Dragilor, bine v-am găsit la o nouă rețetă astăzi pregătim aluat pentru foi de plăcinte într-un mod foarte ușor și rapid. Rămâneți până la finalul clipului pentru a vedea modul de preparare și câteva idei pentru plăcinte, atât cu mere cât și cu dovleac. Pentru a obține 5 foi de plăcintă, eu am folosit o cană și jumătate de făină, adică 300 de grame, peste care am adăugat jumătate de linguriță de drojdie uscată, de asemenea și un sfert de linguriță de sare. După care am amestecat foarte bine cu o furculiță, iar la final am făcut o gropiță într-o parte a făinii, pentru că aici voi adăuga celelalte ingrediente. Apoi am adăugat aproximativ 3 sferturi de pahar de apă călduță sau 180 ml, de asemenea două linguri de ulei și o lingură de oțet. Am amestecat apoi cu furculița pentru a încorpora treptat făina. Iar când aluatul s-a îngroșat, am dat deoparte furculița și am continuat să frământ cu mâna până când s-a încorporat aproape toată făina. Mie din toată cantitatea de făină mi-a mai rămas aproximativ 2 linguri pe care nu le-am mai incorporat pentru că nu am dorit să fac un aluat foarte vârtos, ci din potrivă, un aluat moale și elastic. Apoi am presărat puțină făină pe blatul de lucru, după care am scos aluatul din bol și l-am frământat foarte puțin, aproximativ un minut. Dacă observați că aluatul se lipește ușor de mâini, puteți să mai adăugați puțină făină, însă nu foarte multă, pentru că v-am spus, nu dorim un aluat foarte vârtos. După ce l-am frământat aproximativ un minut, l-am format într-o bilă, am presărat puțină făină într-un bol și l-am introdus în acesta. Am acoperit bolul cu o pungă de plastic și am lăsat aluatul la odihnă timp de 30 de minute. Înainte de a începe să întind foile, am topit aproximativ 50 de grame de unt, peste care am adăugat și 5 linguri de ulei. L-am amestecat foarte bine pentru a se omogeniza. Cu acest amestec voi unge foile pentru ca ele să fie moi și foarte fragede. Dacă nu doriți să amestecați untul cu uleiul, puteți să folosiți separat doar unt 100 de grame sau doar ulei tot așa 100 de mililitri. Bineînțeles că dacă doriți să faceți o plăcintă de post, folosiți doar uleiul. După ce aluatul s-a odihnit jumătate de oră, l-am descoperit, am presărat puțină făină pe blat, după care l-am scos din bol. L-am mai frământat foarte puțin, câteva secunde, doar atât cât să mă asigur că nu este lipicios. Apoi l-am format într-un sul și cu ajutorul mâinii am scos bile de aproximativ aceeași mărime. Foarte simplu. Rupeți aluatul cu mâna și îi dați o formă de bilă. Eu am obținut 5 bile aproximativ egale, 4 din ele le-am pus din nou în bol și le-am acoperit pentru ca ele să se mențină umede, să nu se usuce. Iar prima bilă care a rămas pe masă o voi întinde într-o foaie foarte, foarte subțire. Prima dată îi dau o formă perfectă de bilă, unesc așa aluatul în mijloc, după care o întorc cu partea aceasta în jos și o voi întinde, v-am spus, într-o foaie foarte subțire cu ajutorul sucitorului. La nevoie, dacă este necesar, mai presărăm puțină făină, atât pe suprafața aluatului, cât și pe blat. Și bineînțeles, în timp ce o întindem, o putem întoarce și pe cealaltă parte, ori de câte ori este necesar, pentru a ne asigura că nu se lipește de blat. Iar dacă observați că aceasta se lipește de blat, mai presărați puțină făină. Ei, și după cum puteți vedea și pe imagine, foaia este foarte maleabilă, se întinde foarte ușor, așa că o putem face foarte, foarte subțire. După ce am terminat de întins foaia, după cum vedeți, ea este aproape transparentă, o ungem cu amestecul de unt și ulei pe toată suprafața. Picurăm din loc în loc după care întindem foarte bine cu pensula. Apoi așezăm umplutura de preferință. Eu am folosit mere răzuite, crude, pe care le-am stors foarte bine de zeamă iar apoi le-am așezat pe deasupra foilor. Pentru patru din aceste foi am folosit mere răzuite, iar pentru o foaie am folosit dovleac răzuit. Și pentru a da un gust și mai bun plăcinte, eu am mai adăugat și câteva stafide. Acest pas este opțional, dacă nu vă plac stafidele sau nu doriți să le adăugați, puteți să săriți peste ele sau puteți să le înlocuiți cu nucă mărunțită. Acum a venit și rândul zahărului, am adăugat aproximativ două linguri pe care le-am presărat așa pe deasupra ingredientelor și a întregii foi. Iar ca și aromă, eu am pus puțină scorțișoară măcinată pentru că aceasta merge de minune atât cu merele cât și cu dovleacul. Apoi am închis plăcinta foarte simplu, după cum puteți vedea, aluatul se rulează foarte ușor, eu l-am rulat până la capăt, i-am dat așa practic o formă de ruladă și l-am închis la extremități pentru a mă asigura că nu va ieși compoziția în timpul coacerii. Am așezat plăcinta în tava de la cuptor tapetată cu hârtie de copt și am făcut același lucru și cu restul aluatului. Ultimul l-am umplut cu dovleac, după cum vă spuneam, și am mai pus și câteva stafide, după care am rulat-o și am așezat-o în tavă lângă celelalte. Apoi am uns toate plăcintele cu untul care mi-a rămas, amestecat cu ulei, am presărat foarte bine pe toată suprafața lor, după care l-am întins cu pensula. Iar eu la final, pentru a-i da un aspect mai deosebit plăcintei, am mai presărat și câteva semințe de susan pe deasupra. Am pus plăcintele la cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru 45 de minute. Însă acest timp poate varia în funcție de cuptorul fiecăruia. Plăcintele mele după 45 de minute s-au rumenit foarte frumos. Eu le-am lăsat să se răcească puțin, după care le-am feliat, le-am tăiat în bucăți mai mici, iar apoi le-am decorat cu zahăr pudră. Așa arată plăcinta la interior, este foarte fragedă, suculentă și are o aromă extraordinar de plăcută. Se văd foarte bine și stafidele. Ce să vă mai spun, este o bunătate, atât cu mere cât și cu dovleac. Dragilor, sper să vă fie de folos această rețetă și să o încercați și voi. După cum ați văzut, foile se pregătesc foarte ușor. Ei dragilor, până aici clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut această rețetă de aluat pentru foi de plăcinte. Dacă este așa, nu uitați să o apreciați și să o trimiteți și prietenilor pentru că întotdeauna cuiva ei poate fi de folos. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!